am descoperit în timp că mămicile mai grijulii din punctul ăsta de vedere trebuie și arătate la televizor. Acum vreo 4 sau 5 ani am lansat cea mai sexy mămică din România și în fiecare an am făcut furori cu treaba asta. Astăzi avem o nouă mămică de prezentat. Vă reamintesc că în toată luna martie vorbim despre mămici faine, nu neapărat sexy. Sexy înseamnă prea puțin. Mămici faine care au grijă de ele, care țin la dietă, la sală, la felul în care se machiază, în care se frezează. Și sunt acel gen de femei care când trec pe stradă zici wow, și când le mai vezi și de mână cu doi copii ești de două ori wow. Astăzi împreună cu voi, sau cum ar zice alți prezentatori TV, cu voia dumneavoastră, vă prezentăm o nouă mămică. Iulia s-a înscris cu aceste fotografii par desprinse dintr-un concurs specific. Ea este bănuiesc pasionată de fitness și sală și colegii mei vă vor arăta această fotografie, că așa m-au mințit că o să o arate. Și ea este Iulia, în doar una din fotografii, ne-a trimis mai multe. Iulia este și prin FaceTime alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce ne bucurăm că ai luat legătura cu noi și că ne vedem atât de bine. În ce oraș ești, Iulia? Sunt în Nicolaua Mare, județul Timiș. Ah, ce tare! De acolo, de la noi. Vârsta? 27 de ani. Numărul de copii? 2. Două bucăți. Am văzut și într-o fotografie în care îi ții pe amândoi. Încă poți să-i ții pe amândoi în brațe? Da. Ok. Ești pasionată de fitness sau faci ceva la sală mai mult decât un om normal? Da, în urmă cu ceva timp, chiar dacă sunt pasionată de sport, mă gândeam să creez o oportunitate pentru femeile care vor să slăbească. Okay. Și am scris 3 cărți și aceste 3 cărți au reușit să slăbească 100 de femei și sunt foarte pasionată de acest lucru. Deci 100 de femei în momentul ăsta pot spune că îți mulțumesc și ție pentru schimbarea lor. Da, așa este. Asta mi se pare foarte tare. 3 cărți? Da. Dar când ai reușit cu doi copii acasă să scrii 3 cărți? Noaptea și când aveam puțin timp liber. Doamne, mai bine să ceai un amant. Glumim și noi ca între mămici. Noi nebunele. Hai să facem prezentările. Primul copil a fost făcut la? 21 de ani. 21. Cum se numește copilul? Iris. Iris. Să apară Iris în cadru. Iris, te văd, nu te văd, te văd. Iris. Deci, Iris acum are 6 ani? Da. Iris, arată-te. Unde te-ai ascuns? Iris, te cheamă Dani. Opa. Vedeți că dacă eu sunt atâția la televizor, te spun la Dani că nu mănânci. Bună, Iris! Ciao. Salut! Mă, tu n-ai școală la ora asta? Astăzi nu, că am promis cu asta acasă că o sună Dani, așa i-am promis astăzi. Ok. Și la cât timp după Iris a apărut al doilea copil? După un an și 9 luni. După un an și 9 luni. Bă, da. Mă, da, vă țineți de lucruri serioase acolo la Sân Nicola. Da, da. Al doilea copil se numește Amedea. Amedea, să o vedem și pe Amedea. Bună. Salut. A, uite, și mai e un copil chel. Salut. El e tatăl erou, bănuiesc? Da, da. Cum te numești, eroule? Bună, Vasi. Vasi. Suntem între 1 și 8 martie. Dăm voie să scot pălăria în fața ta. Ești cu 3 muieri în casă. Fai de mine, ce-o fi pe capul tău când ori crește alea mici mai mari. Doamne! Așa este, așa este. Succes! Vă opriți sau mai faceți două fete? Mai un băiețel. Mai târziu. Observați că Vasi n-a putut să zică nimic, că deja răspunsul a venit. Sunteți foarte faini împreună. Vă aduceți aminte unde v-ați cunoscut? La o întâlnire organizată de un grup de tineri în Lenoheim, tot județul Timiș. La Lenoheim. Pe ce temă era? Deci vă întâlneați ca să dansați? Nu, să cântăm. Să cântați? Da. Și de acolo doi copii, ia cătă. Ceau, Vasi, mulțumim, ai grijă de copii, cât noi ne jucăm cu Iulia Bledea, se numește Iulia, are 27 de ani, s-a înscris în concursul nostru. Iulia, consider că sunt mămici care, după al doilea copil,
Lasă așa armele și nu le mai pasă de felul cum arată, dacă tot te-ai ocupat de femei și le-ai slăbit? Da, sigur, sunt astfel de mămici și mă bucur că am reușit să ajung câteva dintre ele și vreau să fiu un model și să le demonstrez multe femei că se poate și cu puțin ajutor, sigur vor reuși. Am înțeles. Pe finalul întâlnirii noastre, pentru că s-ar putea să ne vedem și în platou, cine știe, ai grijă la abdomen până atunci? Ești... Da, da. Fetele acum, sunt, după ce s-au scris în concursul ăsta, sunt precum boxerii. Bă, n-am voie să iau în greutate până la competiția finală, mă duc să mă bat pentru centură. Ce e fain este că avem pentru voi, pentru tine și Vasi, sau pentru tine și o prietenă, cine știe, să mai stea și Vasi cu copiii. Dacă ai câștiga, avem o excursie, totul plătit, Santorini, 5 stele plus. Wow! Da. Super. Meriți o vacanță. Da. Am pentru tine o... Am pentru tine o temă foarte simplă, dar foarte complicată. Okay, astăzi am vorbit la emisiune de cei care fac content pe internet scoțând sunete din alimente pe care le ronțăie la microfon. Vreau să găsești în cel mai scurt timp posibil, adică sub 30 de secunde, trei lucruri care scot zgomot la tine în bucătărie. Poate să fie alimente, ronțăieli, cronțănele, pungi... sau orice formă de ambalaj. Și trebuie să le folosim în fața camerei să scoatem zgomote împreună. 3, 2, 1, du-te în bucătărie! Asta este. Trebuie să ne punem mămicile la treabă. Nu le lăsăm așa să stea degeaba prin casă. Ieri am reușit să găsim... Am venit! Oh, deja? Bun. Hai să vedem ce zgomote obținem împreună. Ok. Ce? Biscuiți de ovăz, nu? Da. A. Folosește loc de pâine? Ca și gustare. Ok, gustare. Hai să auzim, da, ce zgomot scoate. Îl rup. Rup-l și mestecă-l. Să mănânc? Ok. Da, avem voie la televizor, nu e problemă. Păi au crescut copiii cu noi. Hai să auzim ce zgomot scoate. Nu prea e zgomotos. Da. Sau ai tu dinții prea buni. Da. No, bun. Mulțumim tare mult. Sper să ne vedem și în platou. Cine știe, cine știe, juriul de aici, că aici sunt numai mămici și... Sper și eu, sper. Bunici și mătuși, uite, de exemplu, Răzvan și... Aici toată lumea își va da cu părerea. Pupă fetele din partea noastră. Ok, mulțumesc. Și mâine sper să meargă la școală, să nu ne mai scuzați pe spatele meu, că m-am săturat să dau tot motivări. Ce face aia mică? Nu poate să se ducă azi la școală. Era, trebuie să se uite la neața aia, săraca, e foarte sec. E o singură dată. O singură dată, pe an, aveți voie. Da, da. Te pupăm, îți mulțumim! Mulțumesc, papa! Mulțumim tare mult! Asta înseamnă concursul cea mai sexy mămică din România.